Bine v-am găsit la întâlnirea noastră săptămânală cu șahul, sportul minții, doamnelor și domnilor. Sunt Amedeo Ene, vă invit și astăzi la obișnuita noastră călătorie pe tabla cu 64 de pătrate. Vă reamintim, puteți urmări această emisiune în fiecare săptămână, sâmbătă de la 12.30 sau duminica în reluare de la 14.30. Astăzi vă propunem spre rezolvare o nouă problemă de șah. Este compusă chiar de colega noastră, Delia Duca Iliescu. Notați-vă piesele. Albul joacă cu rege în G2, damă C2, nebun F4, nebun H3, cal F5, cal G6 și pion B5. Negrul are rege în D5, nebun F2, cal C5, cal D7 și pion B6. Enunțul problemei, albul mută și dă mat în două mutări. Cât timp vă notați dumneavoastră datele acestei probleme, iată ce părere are despre sportul minții marele scriitor francez Gustave Flaubert. Jocul de șah, însăși imaginea tacticii militare. Toți marii capitani de oști au fost și mari șahiști. Vă invităm să ne trimiteți, ca de obicei, răspunsurile și comentariile dumneavoastră pe adresa noastră de e-mail șah@realitatea.net. Șahul este un univers plin de povești și de fapte care demonstrează că acest joc a mers și s-a dezvoltat odată cu istoria omenirii. Vă propunem un nou material. Este vorba despre o lucrare de șah apărută acum 150 de ani, o lucrare populară, șahul fiind considerat încă de pe atunci un mod de dezvoltare intelectuală. Intitulată Amicul jocului de șah, ghid teoretic și practic, volumul a apărut în 1872 și se adresa începătorilor. Trecând peste limbajul arhaic, broșura făcea o bună reclamă șahului, atrăgând astfel noi jucători. Redactorul șef era un anume Albinu, pasionat de șah, după cum se vede. În cuvântul introductiv, autorul, referindu-se la cei care vor începe să joace șah, afirmă că își vor îmbogăți spiritul. Iată transcrierea din limbajul vremii. Cei care nu cunosc deloc acest interesant joc, citind această broșură, vor căpăta de îndată cunoștințele elementare pentru a începe a juca singuri. Dar și aceia care cunosc puțin șahul din practică vor găsi modalitatea de a-și completa prin teorie abilitățile jocului. Nu sunt uitați nici tinerii care doresc să deprindă tainele șahului. Astfel, iată ce scrie editorul referitor la junimea studioasă care vrea să-și cultive finețea spirituală. Junimea studioasă va avea ocazia să-și ocupe și să-și cultive finețea spirituală cu acest joc de șah, care a fost dintotdeauna cel practicat în întreaga lume. Sunt trecuți în revistă cei mai buni jucători de șah din România și de pe continent. Nu știm care era unitatea de măsură și cum erau alcătuite clasamentele, dar un lucru este cert. Broșura îi făcea cunoscuți marelui public pe cei pasionați de acest joc. O lucrare care, pe lângă parfumul epocii și limbajul arhaic, face cunoscut limbajul șahului, un limbaj universal. Ne întâlnim acum cu Delia Duca Iliescu, cea care ne aduce și astăzi noi probleme de pe tabla cu 64 de pătrate. Bine v-am regăsit! Astăzi vom vedea două probleme în care albul îl forțează pe negru să-și autoblocheze un câmp sau două de lângă rege, astfel încât să-i permite să-i dea mat. Am mai discutat despre atragerea pieselor negre pe anumite câmpuri cu anumite scopuri, dar unul dintre scopurile principale, mai ales în problemele cu enunțul albul mută și dă mat în două mutări, este să îl forțăm pe negru să-și blocheze câmpurile de refugiu. În poziția inițială, dacă am încercat să jucăm, de exemplu, cal F5, negrul ar putea să mute în H2, este singurul câmp de refugiu pe care îl mai are. Și, după o analiză mai atentă, ne dăm seama că am putea să controlăm acel câmp dacă am jucat turn H4. Sacrificiul de tur, aceasta este mutarea. O altă modalitate de a găsi această mutare ar fi fost să ne uităm la acest șah cu nebunul, care ar fi mat, pentru că el controlează și câmpul H2. Dacă nu ar putea să joace nebun F4, să bareze șahul. Și astfel vedem că nebunul negru este oarecum blocat să apere câmpul F4 pentru a nu permite matul cu nebunul în D6,
Deci putem să jucăm turn H4. Aceasta este soluția problemei. Felicitări celor care au găsit-o. Evident, nebunul nu poate să captureze turnul pentru că ar primi mat. Și amenințarea pe care noi o avem după turn H4 este să jucăm acum cal F5 mat, pentru că turnul l-a controlat și câmpul H2. Iar cealaltă posibilitate pe care o mai are negrul, în afară de a captura turnul, ar fi să captureze calul, piesa cu care dorim să dăm mat la următoarea. Dar, așa cum la nebun ea la H4 a plecat de pe diagonala C1, H6 și ne-a permis matul cu nebunul în D6, similar, dacă va captura în E3, va pleca de pe diagonala D8, H4. În acest moment, turnul nostru este apărat de nebunul propriu și nu mai trebuie să dăm decât un simplu șah, care este cal H1 și este mat. Așadar, am văzut o problemă în care negrul nu a putut captura acest turn cu propriul nebun fără a primi mat, pentru că și-a autoblocat câmpul H4 și vom vedea în continuare o poziție asemănătoare în care albul îl forțează pe negru să-și blocheze un câmp de lângă rege. Continuăm tot cu o problemă de mat în două mutări, în care albul este cu turnul sub atac, poate fi capturat la mutarea următoare atât de regele negru cât și de calul negru, și cu toate astea mută turnul în așa fel încât se plasează din nou sub atac. Observăm că la nebun E6 regele ar putea să captureze turnul, iar nebun B1 nu este șah din pricina turnului alb. Și astfel, pentru a amenința matul pe care dorim să-l dăm, nebun E6, albul are mutarea spectaculoasă, probabil ați văzut-o deja, prin care își plasează turnul sub atacul regelui și al calului, dar pe câmpul G4. După turn G4, albul amenință nebun E6 mat, vedeți cum nebunul apără turnul indirect, regele negru nu poate să mai captureze. Iar pentru a se apăra de nebun E6 mat, regia la G4 nici măcar nu este o variantă a problemei, pentru că avem același mat, nebun E6. Singura apărare a negrului este calea la G4. Altundeva nu are unde să joace pentru a apăra câmpul E6, deci trebuie să captureze turnul. În acest moment, nebun E6 nu ar mai fi mat pentru că regele ar putea să fugă în E4, dar nu uităm ce s-a întâmplat. Calul a blocat câmpul G4, regele negru nu mai poate acum să joace acolo și avem o mutare simplă, dar frumoasă, nebun B1 cu mat. Aceasta a fost a doua problemă în care am văzut cum albul l-a forțat pe negru să-și autoblocheze un câmp de refugiu din jurul regelui. Ne vedem și data viitoare cu alte probleme la fel de interesante. Înainte de finalul acestei ediții, dorim să aducem un omagiu celui care a fost Corvin Radovici, maestru internațional și antrenor emerit de șah al României. Ca jucător de șah, maestrul internațional Corvin Radovici a uimit pe toată lumea, mai ales prin faptul că a jucat efectiv șah în competiții oficiale până la vârsta de 85 de ani, clasându-se de fiecare dată pe locuri fruntașe, în ciuda vârstei înaintate. Printre marile sale realizări în domeniul șahului se remarcă faptul că i-a descoperit și a antrenat pe doi dintre cei mai buni șahiști ai României: Florin Gheorghiu, primul jucător român ce a obținut titlul de mare maestru internațional, și Dieter Nisipeanu, primul șahist român ce a trecut de bariera de coeficient ELO de 2700. Pentru întreaga sa viață dedicată șahului, maestrul internațional Corvin Radovici va rămâne cu siguranță în amintirea tuturor șahiștilor care l-au cunoscut și apreciat.
Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește în acest moment. Vă așteptăm și data viitoare cu alte povești interesante din șah. Și, desigur, vă invităm să ne scrieți din nou. Comentariile dumneavoastră pe e-mail sau pe Facebook sunt binevenite. Nu uitați, ne întâlnim cu șahul la Realitatea TV la fiecare sfârșit de săptămână. Vă așteptăm!